Prima zi de iarnă calendaristică vine cu ploi, lapoviță și chiar ninsoare în capitală, unde are loc mâine parada de Ziua Națională. În plus, va fi și destul de frig. Vremea asemănătoare se așteaptă și la Alba Iulia. Abia după 4 decembrie, vremea se mai încălzește. Cu siguranță, parada nu va avea un curs în sensul să nu se poată desfășura conform tradiției zilei de 1 decembrie, chiar dacă vremea nu va fi una prietenoasă și prognoza indică posibilitatea ca, cel puțin în capitală, să vorbim și de apariția de precipitații mixte, ploaie, dar temporar lapoviță și ninsoare, intensificate rafale de vânt de 35-45 de kilometri, dar care cu siguranță nu vor împiedica desfășurarea chiar și evenimentelor din punct de vedere aeronautic, pentru că vizibilitatea este una care să permită desfășurarea în bune condiții a acestui eveniment. Temperatura pe parcursul zilei de mâine să fie situată, să se situeze între 1 până la 2 grade Celsius. În țară vorbim de o vreme în general închisă și rece, în special în regiunile extracarpatice, acolo unde maximele, așa cum menționam, inclusiv în capitală, 1-2 grade Celsius. Pentru Alba Iulia, acolo cu siguranță vor fi din nou evenimente dedicate zile speciale de 1 decembrie, un cer temporar noros, dimineața condiții de ceață, maxima este una mai ridicată comparativ cu București, 5-6 grade Celsius, posibile precipitații slabe, în special ploaie și lapoviță.